Este ora 12, sunteți la Euronews acum. Iată cele mai importante evenimente. Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din Capitală, avea cele mai mari șanse să fie desemnat candidat al Coaliției pentru Primăria Generală, au declarat surse pentru Euronews. Alianța Dreapta Unită a fost respinsă de Biroul Electoral Central, USR, PMP și Forța Dreptei, care vor să participe împreună la alegerile din 9 iunie, nu se pot uni juridic. Decizia va fi atacată de partide la Înalta Curte. Vladimir Putin va fi președinte până în 2030, după ce a fost votat cu peste 87%. Liderul de la Kremlin amenință Occidentul cu un dezastru nuclear. Sute de fermieri spanioli au protestat la Madrid împotriva ceea ce numesc birocrație excesivă, care le îngreunează munca de zi cu zi. Liderii PSD și PNL se reunesc în această după-amiază pentru a discuta din nou despre cursa electorală din capitală. Potrivit informațiilor Euronews, medicul Cătălin Cârstoiu ar urma să fie desemnat candidat comunal Coaliției pentru Primăria Capitalei. Octav Vasilescu are detalii. Bun găsit, liderii PSD și PNL au comandat mai multe sondaje în ultima perioadă pentru a vedea ce candidat comun ar putea găsi cu șanse reale într-o luptă cu Nicuș Ordan pentru Primăria Capitalei și s-au lovit de o problemă, și anume că atât electoratul PNL cât și cel al PSD nu și-ar dori să voteze un candidat comun din cauza ideologiei diferite pe care o au cele două partide, unul fiind teoretic de stânga, iar celălalt de dreapta. Iată că în cele din urmă, în urma ultimelor sondaje efectuate, PSD și PNL au ajuns la concluzie că managerul Spitalului Universitar Cătălin Cârstoiu ar putea fi cea mai bună variantă în acest moment, fiind considerat un specialist care ar putea să adune voturi atât din tabăra social-democrată cât și din tabăra liberal din cele două bazine, și astfel ar avea într-adevăr șanse reale într-o cursă cu actualul edil al Capitalei. Această decizie ar urma să fie luată în această seară, în urma ședinței Coaliției de la Guvern, iar ne așteptăm ca liderii PSD și PNL să iasă și cu un anunț după această nouă ședință a coaliției, și tot în această seară ar trebui să se ajungă și la un consens pentru sectoarele 1, 2 și 5 din București, sectoare unde PSD și PNL vor avea candidați comuni. În ceea ce privește sectoarele 3, 4 și 6, acolo coaliția aflată la putere va susține primarii aflați deja în funcție, și rămâne de văzut dacă vom vedea candidați comuni și în alte mari orașe din țară. În ceea ce privește lupta pentru Primăria Capitalei, până în acest moment s-au mai înscris primarul aflat în exercițiu, Nicuș Ordan, dar și actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și respectiv Mihai Enache din partea AUR. Știm că au fost și discuții în privința unei posibile candidaturi comune cu Piedone în fruntea alianței PSD-PNL, dar această variantă a picat, deoarece liberalii se tem că electoratul lor nu ar putea susține o asemenea variantă. Între timp, aceeași coaliție încă poartă negocieri cu privire la lista finală pentru europarlamentare. Surse politice au declarat pentru Euronews că negocierile vor fi finalizate la mijlocul săptămânii, iar unul dintre numele luate în calcul este cel al senatorului Titus Corlățean. Urmărește subiectul Monica Mihai, are detalii în direct. Te urmărim, bun găsit! Bun găsit! Iată, cumva, definitivarea listei pentru alegerile europarlamentare depinde de încheierea listei privind alegerile locale. Știm că astăzi coaliția urmează să se întâlnească și să stabilească exact care vor fi candidații, atât pentru Primăria Capitalei, cât și pentru primările de sector. Și după aceste discuții, cândva, la mijlocul săptămânii, mai exact miercuri, atât PSD cât și PNL ar urma să aibă ședință fiecare în partid pentru a stabili varianta finală de listă pentru alegerile europarlamentare, pe care ulterior se le prezintă în mod public undeva în timpul zilei de miercuri. Astăzi a mai apărut o informație, surse au declarat pentru Euronews, Titus Corlățean, senatorul Titus Corlățean, care este președintele Comisiei de Politică Externă din Senatul României, se află și el pe listele pentru alegerile europarlamentare și o avem pe Ramona Chiria, care va deschide această listă. Îi avem, bineînțeles, pe Mihai Tudose și pe Rareș Bogdan, din partea PSD și PNL, care se află în topul acestei liste, și ulterior mai multe nume deja vehiculate, cum ar fi Siegfried Mureșan sau domnul Motreanu, Adina Vălean și nu numai. Tot așa, surse au declarat pentru Euronews că vor fi 3 femei din partea PNL pentru lista pentru europarlamentari, iar noi așteptăm să vedem care vor fi informațiile, pentru că aceste nume de pe lista pentru alegerile europarlamentare se schimbă de la o zi la alta, încă nu avem una definitivă. Monica, mulțumesc pentru toate informațiile.
USR, PMP și Forța Dreptei, care vor să participe împreună la alegerile din 9 iunie, încă nu se pot uni juridic. Biroul Electoral Central a respins crearea Alianței Dreapta Unită. Problema ar fi generată de actele Partidului Mișcarea Populară. Liderii Dreptei au contestat la Înalta Curte decizia Biroului Electoral, iar la ora 13 așteptăm hotărârea. Până atunci urmărește subiectul Arina Delcea. Are detalii în direct. Cum își motivează BEC acest refuz? Bine v-am găsit. Biroul Electoral Central spune că nu poate accepta constituirea Alianței Electorale Dreapta Unită formată din USR, PMP și... În data ce stabilizăm această legătură, până atunci vă spun că zeci de halte și gări mici au fost abandonate de autorități, multe dintre ele încă funcționale. CFR a fost nevoit să lucreze în condiții greu de imaginat, cu aparatură care mai degrabă și-ar avea locul într-un muzeu, în clădiri care ar putea să cadă la primul cutremur mai serios. Cu aceleași condiții sunt întâmpinați călătorii acolo unde mai sunt. Ce spun autoritățile și care sunt gările care ar putea primi fonduri pentru reabilitare? Vedeți într-un nou episod din campania România pierde trenul la ora 18. Până atunci, iată un fragment din materialul filmat de echipa Euronews România. Aici e stația CFR Grădinari. Dacă mă uit deja, se vede cum s-a dus zona de perete, a rămas armătura expusă, care e acum un fir foarte ruginit. Aici vedem un fir electric care duce la un bec care nu mai e, nu mai funcționează. Și practic asta este sala de așteptare pentru călători. Nu mai este clanță, nu mai este nimic. Adică nu s-au mai făcut investiții, adică nu... Să zic, am 18 ani de când sunt aici și așa am găsit. Nu i-am pus bani aici și ne-am luat orice, un scaun, o machetă, deci nu i-am pus. Bani de acasă? Bani de acasă. S-a format un fel de, nu știu, un clivaj așa, o falie foarte mare între cei care se duc la birou de la 9 la 5 și cei care stau nopțile în ger sau în caniculă și muncesc. Ca în evul mediu, așa arată multe dintre gările din România. Unele n-au mai avut parte de investiții serioase de când au fost construite, iar altele abia se mai țin în balamale. Promisiuni pentru reabilitări și lucrări de modernizare s-au tot făcut. Care sunt gările care își așteaptă noua față? Vedeți în următorul episod din campania Euronews România pierde trenul. Furtunile din sezonul rece au afectat puternic plajele. În Mamaia, de exemplu, în mai multe zone, nisipul proaspăt depus a fost măturat de valuri. Diana Sobaru ne explică fenomenul. Mă aflu pe plaja din Mamaia, pe o porțiune extrem de afectată de furtunile din sezonul rece. Dacă vă amintiți, au fost perioade în care vântul a suflat chiar și cu 130 de kilometri la oră. Ei bine, imaginați-vă că acest vânt puternic a ridicat și valuri uriașe, chiar și la țărm. Vorbim de 4-5 metri înălțime, iar aceste valuri au lovit puternic în nisip și au spălat, au măturat toată plaja. Practic, nisipul care a fost folosit pentru lucrările de lărgire a plajei a fost dus din nou în mare de valurile uriașe. Plaja era la aceeași înălțime până nu de mult. Practic s-au creat niște ziduri. Este foarte greu să poți ajunge acum pe țărm, însă autoritățile dau asigurări că lucrurile nu vor rămâne așa și că odată ce vântul va mai scădea în intensitate, vor nivela plaja, o vor aduce din nou la forma la care era astăvară, cel puțin. Tocmai de aceea au fost aduse milioane de tone de nisip, au fost create aceste depozite pe plajă. Din loc în loc sunt grămezi uriașe. Acest nisip va fi folosit pentru aducerea plajei la același nivel, pentru ca turiștii care vor veni să-și petreacă vacanța la mare să nu întâmpine dificultăți. Autoritățile spun că este vorba despre un fenomen natural. Acesta se poate întâmpla destul de des în funcție de intensitatea furtunilor. Însă anul acesta furtunile au fost extrem de puternice, tocmai de aceea suprafața de plajă afectată este foarte mare. Fostul ministru al culturii, Daniel Barbu, a murit la 67 de ani.
Istoricul a fost răpus de o formă de cancer cu care se lupta de mai multă vreme. Anunțul a venit de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, unde a fost profesor. Barbu a fost senator de București din partea liberalilor și ministru al culturii. Între decembrie 2012, timp de un an, a mai predat și la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București, acolo unde a fost decan între 1994 și 2000. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 21 martie, la ora 10, la Biserica Sfânta Tereza din capitală. Asalt nocturn al armatei israeliene în spitalul Al-Shifa din Gaza. Ce au descoperit militarii, aflați în câteva momente. Vladimir Putin a fost declarat în mod oficial câștigător al alegerilor prezidențiale din Federația Rusă. A obținut un al cincelea mandat cu un număr record de voturi, ceea ce ar dovedi controlul total al liderului rus asupra sistemului politic și nu numai. Putin a strâns 87,29% din voturi. Șefa Comisiei Electorale Centrale a declarat că aproape 76 de milioane de alegători au votat pentru Putin, cel mai mare număr de voturi înregistrat vreodată. Vladimir Putin, în vârstă de 71 de ani, va începe un nou mandat de 6 ani, în urma căruia îl va depăși pe Iosif Stalin și va deveni cel mai longeviv lider rus din ultimii 200 de ani. В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Еще раз хочу сказать, это чрезвычайно важная вещь. Она не носит формально-юридического характера. Источником власти в стране является российский народ. Statele Unite, Germania, Marea Britanie și alte națiuni au susținut că votul nu a fost nici liber, nici corect, din cauza încarcerării opozanților politici și a cenzurii. Însă Putin i-a contrazis. Узнать моё мнение по поводу демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. Я имею все основания полагать, что никакой демократии во всяком случае в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в Соединённых Штатах, сегодня мы не наблюдаем. Поэтому примите ответную шайбу. Vladimir Putin le-a spus susținătorilor săi într-un discurs la Moscova că va acorda prioritate așa numitei operațiuni militare speciale în Ucraina. Războiul nu s-a oprit în cele 3 zile de alegeri. Ucraina a atacat în repetate rânduri mai multe rafinării din Rusia, a bombardat anumite regiuni și a încercat să străpungă granițele rusești, o acțiune despre care Putin a spus că nu va rămâne nepedepsită. Din aceste motive, Putin a declarat că Rusia ar putea fi nevoită să creeze o zonă tampon în interiorul Ucrainei pentru a preveni astfel de atacuri în viitor. Мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда когда посчитаем целесообразным, создать определённую санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства. Prezența la vot la nivel național a fost de 74,22% la ora închiderii urnelor, mai mare ca cea din 2018, care a fost de 67,5%. Putin avertizează Occidentul că un conflict pe scară largă între Federația Rusă și NATO ar însemna ca lumea să fie la un pas de al treilea război mondial. Totul e posibil în lumea modernă, sunt cuvintele liderului de la Kremlin după ce a aflat rezultatele alegerilor. Putin, care susține că pe câmpul de luptă din Ucraina ar fi fost auzite limbile franceză și engleză, consideră că armata Franței ar putea avea un rol important în declanșarea conflictului. De mai multe ori, liderul de la Elysée, Emmanuel Macron, a spus că nu exclude trimiterea trupelor terestre în Ucraina. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Но очень бы хотелось, чтобы вот Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. Но в конечном итоге это же не наш выбор.
если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, ну что это известный во всем мире и часто применяемый прием. Alegerile electorale din Federația Rusă au fost intens dezbătute și în online, în special în social media, unde oamenii au comentat nu doar rezultatul votului, dar mai ales felul în care s-a votat și campania electorală. La The Cube are detalii Radu Hângănuț. Subiectul alegerilor prezidențiale din Rusia a fost unul dintre cele mai intens dezbătute zilele acestea în online. Putem să observăm faptul că pe Twitter, acesta este unul dintre subiectele care se află în topul preferințelor atunci când vine vorba despre discuții. Aceasta este imaginea care cumva a fost reprezentativă pentru ceea ce se întâmplă din perspectiva oamenilor din social media. O imagine cu o femeie din Severodonetsk care votează având în spatele ei un militar rus, vorbind despre un teritoriu ucraineană ocupată de Rusia în timpul războiului și, așa cum vă spuneam, imaginea a devenit un simbol care vorbește despre lipsa de legitimitate a acestor alegeri. De altfel, s-a discutat intens și despre felul în care a decurs campania electorală în această perioadă. 20% dintre ruși spun că nu au auzit de moartea lui Navalny la televizor în această perioadă și acest lucru ne spune câte ceva despre felul în care televiziunile publice din Rusia au abordat problema în această perioadă importantă pentru Vladimir Putin. De altfel, strategia a fost aceea de a lua bucăți de adevăr care țin de viața în Rusia și de a le manipula așa încât să convină discursului promovat de către Kremlin. A fost un intens efort și de a promova ideea că rușii trebuie să meargă la vot, că este important votul acestora, însă, spune Jade McGillin, expert în propagandă rusă, măreția Rusiei este acum măsurată în puterea statului și nu în calitatea vieții cetățenilor. Iar acest lucru s-a văzut și din temele care au fost abordate în această perioadă la televizor, la televiziunile din Rusia. De exemplu, una dintre ele le-a spus rușilor în mod constant că în Rusia există foarte multe locuri de muncă. Însă ceea ce nu le-a spus televiziunea rusă este că aceste locuri de muncă au apărut după ce foarte mulți bărbați au mers la război și nu s-au mai întors. Iar acele locuri de muncă nu au fost create pentru că statul rus a creat business-uri, ci pentru că pur și simplu au fost eliberate în cel mai cinic mod cu putință. S-a împlinit un deceniu de la anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă. Acțiunea din 2014 a declanșat, la acea vreme, un val de patriotism și a dus la creșterea popularității lui Putin. Între timp, invazia la scară largă asupra Ucrainei, pe care rușii au declanșat-o în februarie 2022, a adus războiul și în Crimea. Locuitorii din Sevastopol, care au votat la alegerile prezidențiale din Rusia, au spus că viața lor s-a schimbat în bine la un deceniu după ce Rusia a anexat ilegal Crimeea. Мы о выборе, конечно же, не жалеем. Жизнь нас, наша очень изменилась в лучшую сторону. Во-первых, город стал намного чище, ну, все культурнее стало, медицина, ну, в общем, во всех планах город очень красивый, хороший, и мы никогда не будем жалеть, что мы всегда были русскими и остаемся русскими. Остаемся русскими, да. În vârstă de 71 de ani, liderul de la Kremlin a spus că preluarea Crimeei sub controlul Rusiei era o măsură necesară pentru a proteja vorbitorii de limbă rusă de acolo și pentru a revendica ceea ce el a descris ca fiind un teritoriu istoric rusesc. Așa că a organizat un referendum considerat ilegal de țările occidentale. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации. Republicii Crim și города Sevastopol. Putin a folosit din nou pretextul protejorii vorbitorilor de limbă rusă în 2022 și a demarat așa numita operațiune militară specială în Ucraina, în speranța unei victorii similare cu cea din Crimeea. Tot fapt că Putin tak легко захватил Крым, в общем, он сыграл на самом деле с Путиным злую шутку. То есть Путин в 22-м году подумал, что он может повторить тот подвиг. Он ведь не собирался воевать долго. Он думал, что это будет что-то вроде вот крымской истории, только в гораздо больших масштабах. Însă liderul rus nu a anticipat forța armatei ucrainene și sprijinul oferit de puterile occidentale.
И все, после этого он отказывался напрочь верить в рассказы о том, что теперь Украина другая, она поменялась, там появилась легитимная государственная власть, вот, и она способна отдать приказ о сопротивлении, этот приказ будет исполнен. Вот, ну и все, и соответственно, вот Путин во всю эту историю вляпался именно потому, что он думал, что он знает Украину, знает, как надо с ней обращаться. Cel mai mare conflict din Europa, de la cel de-al doilea război mondial, a ridicat tensiunile dintre Moscova și Occident la un nivel chiar mai mare decât în timpul războiului rece, spun analiștii politici. Spitalul Al-Shifa din Gaza a fost luat cu asalt de trupele israeliene, în urma informațiilor că acolo s-ar ascunde militanți Hamas de rang înalt. Până în prezent, 80 de persoane au fost arestate. Între timp, sute de palestinieni așteaptă să primească mâncare și bunuri de primă necesitate. Liderii Hamas au anunțat că armata israeliană a luat cu asalt complexul medical Al-Shifa cu arme și tancuri, operațiune catalogată drept crimă de război de către Hamas. The IDF is conducting a high-precision operation in limited areas of Shifa Hospital, following concrete intelligence that demanded immediate action. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital and are using it to command attacks against Israel. Hamas susține că spitalul Al-Shifa a fost atacat și pe calea aerului cu drone. Pe de altă parte, condițiile de trai sunt destul de grele în zona de nord a fâșiei Gaza, izolată de forțele israeliene din octombrie anul trecut. Oamenii au așteptat să primească alimente printre dărâmături în fața sediului Agenției de Ajutorare a Națiunilor Unite. Alhamdulillah, shu'ur la yusaf. Ehna mabsutin inna khadna b'amn wa amman, yani ma rohnash adwar al-Kuwait wa al-Nablus, inno kan m'amman hana wa khadna. Walhamdulillah, bidna al-'amaliya tatim 'ala hayk insha'Allah. على طول انهم يامنون لنا طحين نروح عام بدل ما يروحوا يستشهدوا شباب غاد والحمد لله اول مره هينا ناخذ الطحين se estimează că până la 300.000 de palestinieni au rămas în această zonă în ciuda ordinelor israeliene de evacuare. Oamenii spun că în ultimele săptămâni au fost nevoiți să mănânce hrană pentru animale ca să supraviețuiască. والله ما انا ما انا شديده يعني طلع لو وصلنا لو وصلنا بس عشان ناكل طحين مش ناكل ما فيش اكل غير الطحين اساسا يا الخبز بناكله حاف والحمد لله اكل حاف. Reprezentanții asociațiilor umanitare spun că este aproape imposibil să livreze ajutoare pe cale terestră în cea mai mare parte a fâșiei Gaza din cauza restricțiilor israeliene, dar și a violențelor din zonă. Mii de fermieri spanioli au protestat la Madrid, agricultorii au cerut prețuri mai bune pentru produsele lor și au dat vina pe politicile de mediu ale Uniunii Europene. Se întâmplă în contextul în care și fermierii polonezi au protestat. Intenționează să blocheze granița cu Germania pentru mai multe zile. De fermieri au venit cu 10 de tractoare în capitala Spaniei. După un marș pe străzi, au protestat în fața Ministerului Agriculturii. Que el consumidor se sume a nosotros y se dé una imagen de unidad de la sociedad, porque al final todo lo que estamos pidiendo en el campo se resume en la cesta de la compra. Fermierii susțin că reglementările blocului comunitar ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea calității recoltelor și nu doar pe reducerea obligațiilor de mediu. Între timp, agricultorii polonezi, nemulțumiți din aceleași motive, au blocat granița cu Germania și plănuiesc să rămână acolo pentru cel puțin 4 zile. În Islanda, un vulcan în erupție de mai multă vreme continuă să amenințe orașul Grindavik. Lava se îndreaptă spre lucrările de apărare din jurul orașului, care deocamdată au reușit să o oprească și să o devieze de la curs. Autoritățile din zonă spun că erupția părea să slăbească duminică și au prezis că probabil se va opri în scurt timp. Sistemul vulcanic din sud-vestul Islandei a erupt sâmbătă seara pentru a 4-a oară în 3 luni. Sute de oameni au fost evacuați din stațiunea Blue Lagoon, o atracție turistică majoră în regiune și cunoscută pentru băile cu apă caldă. În prezent nu sunt anunțate perturbări ale zborurilor pe principalul aeroport din Islanda, Keflavik. Irlandezi din toată lumea au participat la parade spectaculoase organizate de Ziua Sfântului Patrick. În Statele Unite sau în Japonia, mii de oameni și-au luat pălările verzi și au sărbătorit în ritmul muzicii. Cel
mai spectaculos eveniment a fost organizat în New York. Mii de oameni au participat la parada, care este o adevărată tradiție aici. Prima festivitate de acest gen a fost organizată în 1762, cu 14 ani înainte de semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite. Râul care traversează orașul Chicago a fost vopsit în verde, la fel cum se întâmplă de 60 de ani. 100 de kilograme de colorant ecologic au fost aruncate în apă. Sfântul Patrick a fost sărbătorit și în Tokyo. I've been here for 10 years and it's very special for me to be able to celebrate being Irish and celebrate with other people who care about Irish culture. Aruncări de toți, ne, o tagai te uri atte. De egao înareta ので, Irish music っていうのが人を楽しませる魅力があるので. Ziua Sfântului Patrick este cea mai importantă sărbătoare a irlandezilor. Sfântul Patrick a fost un misionar care a răspândit creștinismul în Irlanda. Simona Halep a aflat cu cine va juca în primul tur la Miami Open. Vorbim despre primul meci după aproape 19 luni de pauză. Sportiva o va întâlni pe Paula Badosa din Spania, a fost număr 2 mondial, acum doar pe locul 80 WTA. Meciul se va juca chiar mâine sau poate la mijlocul săptămânii în funcție de programul organizatorilor. Până acum Halep și Badosa s-au mai întâlnit de două ori în 2022, iar românca a câștigat ambele confruntări. Învingătoarea din partidă va juca în turul 2 cu Arina Zabalenka, Belarus, clasată pe locul 2 în lume. Alte trei sportive din țara noastră sunt prezente pe tabloul de simplu de la Miami: Sorana Cârstea, Ana Bogdan și Jacqueline Cristian. Iga Świątek a câștigat pentru a doua oară în carieră turneul de la Indian Wells, după ce a învins-o în finală pe grecoaica Maria Sakkari. Maria Sakkari așadar a pierdut cu 6-4, 6-0 într-o reeditare a finalei din 2022, când tot jucătoarea din Polonia, Iga Świątek, a avut câștig. Pentru Świątek e al doilea titlu al anului după cel obținut la Doha. În turneul masculin, Carlos Alcaraz și-a apărat titlul câștigat în 2023 după o nouă finală cu Medvedev. Condus cu 3-0 în startul meciului, Alcaraz și-a revenit și s-a impus la tiebreak, iar în setul cu numărul 2 a mai cedat un singur game. Pentru spanioli e primul titlu câștigat de la Wimbledon 2023. It means a lot to me lifting this trophy, winning this tournament, because I overcome a lot of problems in my head, a lot of problems physically, and it was also special for that. Not that I didn't win a tournament since Wimbledon. For me, it doesn't matter. It's about the feelings, as I said. For me, if I win tournaments or not, I don't care. It's about enjoying playing tennis, enjoying stepping once I step on the court, putting my game. It's it's what all it matters, and that's why I'm really, really happy to lift this trophy, because I found myself in this tournament and I felt really, 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 really good. De la fix în știrile prezentate de Andreea Gurban, aflați ce plănuiește Palatul Kremlin după încheierea alegerilor prezidențiale. Informații de ultimă oră chiar acum pe euronews.ro.